magician ce îți face mințile crețe sau ceva de genul. Simion Ștefan, prietenul nostru, bună dimineața. Bună dimineața, bine v-am găsit din nou. Astăzi ai venit cu un număr de mentalist. Mentalist, da, e chestia că o să încercăm ceva, da? Ce s-ar putea să nu iasă. Știu că un mentalist sau un magician nu ar trebui să spună chestia asta, dar o să încercăm să deranjăm pe cineva la ora asta. O să sunăm pe cineva, o să creăm un număr, da? Tu o să-ți alegi niște cifre, Daniel la fel, Flavia la fel. Da? Da? Și vom suna. Să facem un număr de telefon. Dacă răspunde, mergem mai departe. Dacă nu, facem altceva. Da, să spun. Înțelegi la ce mă refer. Da, da? Bă, mâncare sincer, adică nu sunt... Dar o să am nevoie... Flavia. Da? Vreau să spui 07... 4. Te rog să iei tu markerul. Deci tu spui 074 cât o fi. Notezi după aceea... 4 sau 07? Nu, 07 tot numărul. Și după aceea noi o să îl formăm în telefon. Da? Câte cifre spune ea? 074 cât ai spus tu? Încă o cifră. Mai pune să fie numărul. După aceea o să-mi spuneți numărul. Deci 4 și ar mai trebui 6, da? 3 cifre, Dani? 3 eu cifre. 3 cifre? Da. Deci cât ai spus acolo prima oară? 074? 745. Ok. Trebuie să spunem numărul? 0745. Da, îl dăm pe post. O să spunem oamenii. E sigur că... O să spunem oamenii, da. O să aibă foarte mulți fani acea persoană. 633. Deci, al de 0745. Da, 633. 633. Am pus eu 633. Așa? Și alegerea ți aparține. 721. Mă simt, okay, ca, mă simt ca la liceu când sunam și random. Că... Da, fix. Ideea e că noi nu am vorbit. N-am vorbit. Ok. Cu al nostru. Un număr... sun, da? Numărul ăsta există și în Kenya, atenție. Bun, dar înainte de asta... În Kenya? Da. Uite, eu da, ăsta apelez numărul. Vreau să ții acest plic în permanență. Stai, voi da pe speaker. Este numărul, da? Da, e același număr. Ok. Alo? Da. Bună ziua. Alo? Da, bună ziua, cineva. Numele meu este Simion Ștefan și în acest moment aș vrea să mă asculți, nu vreau să te sperii, nu este o farsă. Eu sunt în emisiunea Nația cu Răzvan și Dani. Lângă mine se află Răzvan, Dani și, bineînțeles, Flavia. Și uite, în momentul acesta îți dai seama cât de mulți prieteni ai. Mă auzi? Da, te auzi, da. Vreau să... Ieri m-a sunat de la o pizzerie, că am deplătit pizza de 150 lei. Nu este o glumă, deci îți garantez chestia asta, pentru că o să avem dovada. Vreau să-mi spui, te rog frumos, cum te numești? Cosmin. Cum? Cosmin. Aș vrea să... O să spun o serie de întrebări. Asta este meseria mea. Mentalism. Ai auzit de chestia asta? Da, am auzit așa v-am. Bun. Aș vrea să îmi spui... Să te gândești... Nu telefonai. Aș vrea să te gândești cu ceea ce ești îmbrăcat în acest moment. Adică știi cu ce ești îmbrăcat. Aș vrea să te uiți la partea de sus a vestimentației tale. Te-ai uitat? Da, am un tricou gri. Un tricou gri? Și cred că ai niște pantaloni negri. Da. Așa e, nu? Încălțămintea ta este albă. Da, am și tenis albă. Aș vrea să... Da. Uite, hai să ducem totul la extrem. Aș vrea să te gândești la un număr. Orice număr. Cuprins între 1 și 1000 și ceva. Orice. 2000, cât vrei. Ai un număr în minte? Uite, acum câteva zile m-am uitat la... Stai, nu spune nimic. Ai un număr în minte? Da. Răzvan, care crezi că este numărul la care se gândește? Între 1 și 5.000, de exemplu. 1779. 1779, ai spus tu. Da. Dani? 728. Flavia? 3250. Eu cred că este... 1000 și foarte puțin. 1070, 1000. La ce număr te-ai gândit, Cosmin? 1048. Cât? 1048. 1048. Am fost cel mai aproape. Păi da. Stai puțin, stai. Hai să... Tu unde ești acum? Ești din București sau ești din București sau? Da, am stat la birou, am stat o pauză de țigări. Unde? În București, în Pipera. În București, în Pipera. Aș vrea să-mi spui dacă ai buzunar la pantaloni. Ai cumva bani la tine, în buzunar sau în portofel? Da, am să ai scoate acum, am niște. Scoate banii, te rog. Cât ai în buzunar în momentul ăsta? 215 lei.
Bine. Bine, da, chiar. Ce înseamnă să lucrezi în Pivera? Mai contează că mai am și niște... Da. Câți bani ai? Fise. Fise. 1,50 lei. 1,50 lei? Da. Deci 3,60 lei. Nu, 1,50 lei. Deci, ah, ok. 16,50 lei. Am înțeles. Deci, dar ce monede ai? De 10 bani, de 50? De 50 de bani. Câte? 3 monede, nu? 5, 3 monede, da. 3 monede. Pune la cafea. Bun, da. Îți mulțumesc foarte frumos. Dar ce întrebare? Da, e o întrebare, da. Îți mulțumesc foarte frumos. Îmi cer scuze că te-am deranjat. Și aș vrea, înainte de astea, poți să ții puțin telefonul, dacă nu te superi, dar acel plic să fie oarecum. Aș vrea să-ți alegi tu o persoană, Răzvan, Dani sau Flavia? Flavia. Flavia? Pentru ce? Flavia, sunt cărți, da? Da. L-ai mai văzut. Vreau să... Spune stop când vrei. Stop. Ia-o, să o vezi doar tu, te rog. Gata? Spune omului, da. Să nu închidă. Să nu închizi, să nu închizi. Să nu închizi. Nu închizi. Ai văzut cartea, da? Da, da. Mai... Vreau să îl rogi să se gândească la prima carte de joc, Cosmin, care îți vine în minte acum. O zic? Prima carte de joc care îți vine în minte acum. O zic acum, nu? Da. 4 de trefla. Ce carte are să fie? Nu cred. Du-te, mă. Hai, mă, lasă-ne în pace. Îți mulțumesc frumos, Cosmin. Îmi cer scuze, nu a fost o farsă, o să te convingi. Îți mulțumesc frumos. Deci te cheamă Cosmin, ești din București, în Pipera. Când puneți filmarea pe... O să fie pe YouTube. Deci te cheamă Cosmin, ești în Pipera, ai 215 lei, nu, 216 lei. 50. 50, adică ai hârtii și 3 monede de câte 50 de bani, ești îmbrăcat cu un tricou gri, pantalon negri, încălțăminte albă. Albă. Și 1048 a fost numărul la care te-ai gândit, da? Da. Îți mulțumesc frumos, Cosmin. Te pupăm, ne vedem pe Antena Play. După 1 pun colegii mei toată emisiunea. O zi frumoasă, Cosmin, și nu uita, zâmbește sincer, pentru că ai de ce. La revedere! Bun. Habar n-am. Stai, că eu n-am făcut nimic momentan. Mă, ne roade ce aici? Dacă aici este o hârtie pe care scrie 4 de treflă, înseamnă că eu văd în viitor, teoretic, nu? Da, 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 și ne scoți din foame. Dar dacă acolo este 4 de treflă și un număr 1048, nu există. Nu. E greu. E imposibil. Pentru că ție îți place, fac o paranteză, ție îți place foarte mult efectul acela cu carte. Da, da. Ăsta e dus la alt nivel. Deschide plicul. A fost în permanență în mâna ta? Da. Și tu ai fost singura persoană la care a avut acces la acel plic. Auzi, dacă ai și o poză cu Cristi dezbrăcat, îmi dau demisia de la emisiune. Cosmin, scuze. Vreau să deschizi? Și în momentul ăsta să citești cu voce tare. Pentru că totul e real. Bă, ești nebun. Te rog, citește-te cu voce tare. În data de 12.07.2017, o persoană cu numele Cosmin va răspunde la telefon. Această persoană poartă un tricou gri, pantalon negri și încălțăminte albă. Are în buzunar suma de 215 lei. Pe lângă asta mai are și 3 monede de 50 de bani. Cosmin o să se gândească la numărul 1048. Și acum pot spune și eu bună dimineața, în stilul meu. Doamne, dar de ce nu ne ajută și pe noi mai mult? Ar zice oamenii, da mă, că-l cunoaște, dar noi am ales numărul de telefon, da, fiecare câte 4, respectiv 3 cifre. Da. Și l-am luat. L-aș arăta cu atât, dar nu vreau să... Numai că sună oamenii. Da. Mulțumim tare mult, Simion Ștefan.